Bine v-am găsit, suntem la un stup de data aceasta de la o regină de la Pisaca Bucovinei. De menționat este că sunt împerecheate la cutremurătorii din această stupină. În momentul în care achiziționezi regine virgină, s-ar putea să fie un pic diferită ponta de la stupina la stupina. Fiindcă regina va fi împerecheată cu trântorii respectivi, adică din stupina fiecăruia. Din acest stup trebuie organizat. Se vei reorganiza cuibul în totalitate. Se scoate în prima dată ramele ineficiente. Acele rame sunt care au fost date și nu au mai fost construite, de exemplu, iată aceasta. Să vedem cum are puietul în cat sau în cuib, indiferent cum ar fi, trebuie reorganizat. Aceasta este o ramă cu nectar deocamdată, nu-i căpăcit, punem deoparte. Deoparte până terminăm noi de organizat cuibul. Aici avem larve. Din nou punem deoparte. Deci ideea este ca puietul să vină în partea de jos al stupului, iar nectarul va fi în părți sau în cat, vom vedea cât albinare. Deci încă o ramă cu puiet. Trebuie să avem grijă de puiet în această perioadă, atât cât se poate. Puietul acela va fi mama albinei de iernat. Și cantitatea acelui puiet va pune amprenta serios la ce albină va intra la iarnă. Bine, încă una cu puiet, larvar, ouă. Aș fi curios dacă are și în partea de jos puiet această colonie, ar fi interesant. Și aici avem un pic de larve, dar foarte multă miere în coroană. Probabil așa va iarna cu această miere în coroniță. Bun, după ce am văzut cuibul, cam atâta cred că a fost. Urmează mierea care o scoatem noi. Deci aceste două rame care
au 3 sferturi căpăcit, iată așa arată. O să le scoatem afară din stup. Deci la acesta avem doar două rame cu miere. Mai avem aici o ramă, dar asta nu are miere foarte multă pe ea și o să o lăsăm în cap. Bun, a mai primit el ceva foi pe aici. E frumos, a băgat nectar și aici. Aici n-am mai construit, doar o parte. Aceasta. Deci ar avea în total 3 rame de miere marfă. Dar să ne uităm și în partea de jos, că dacă matca susține cuib pe 2 caturi, iată această ramă, o scoatem cu totul. Și cam asta a fost în cat. Acum să vedem ce este în cuib. Cuibul arată foarte, foarte bine cu albină, e aglomerat. S-ar putea să nu pot face mare lucru, dar văd miere pe aceste rame. Bun, haideți să începem cu rama care mi se pare mie mai goală. O ramă mai goală, dar construită foarte bine. Sunt un pic agitată, ca să dăm cu fum. Dacă există nectar în partea de jos, îl mutăm sus și cuibul îl dăm jos. Deci asta ar fi... cam asta ar fi situația. A, deci așa este. Asta e cu miere. O să-l dăm sus. Aici avem cu păstură, ăsta rămâne jos, o să rămână lângă puiet. O altă ramă cu păstură, foarte multă păstură. Doar rame cu păstură aici. Deci a treia ramă.
Toate sunt cu păstură astea, să văd câte rame, că foarte mult și eu vreau să duc pui bujos, deci cam ar fi o problemă. Bun, asta este o ramă care vine sus în cap. Îmi trebuie 5 rame. Chiar 6. Pentru a muta cuibul jos. Aici sunt rame cu miere pentru cap. La acest tub, de exemplu, voi extrage peste vreo săptămână mierea, fiindcă prea puțină miere căpăcită e în zona. Uite, de exemplu, această ramă poate fi extrasă. Are 3 sferturi căpăcit. Îl punem deoparte. Și încă o ramă mai goală. Ce va rămâne în cap. Bun. Acum tot ce fac este organizarea cuibului ăsta, ca totul să decurgă bine. Mutăm ramele cu păstură și cu puțină miere în lateral. Așa, iar aici o să introducem puietul. Voi aduce ramele cu puiet în partea de jos. Sus în cat o să aibă loc pentru a depozita mierea sau a o maturiza. Așa, fiecare ramă cu puiet în partea de jos. Nu este foarte mult puiet, chiar dacă se vede multă albină,
cantitatea de puiet este destul de puțină pentru această colonie, fiind așa de mare. Lăsându-i acum destulă miere în partea de jos, așa. Tot ce rămâne în cat va putea fi extras. Așa, aici trebuie introdus o ramă goală. Bună de oat. Ducem această ramă goală perfect. Punem un cap deasupra. Deasupra, iar aici voi organiza toate ramele cu miere. Deci aici voi pune toate ramele, fiindcă filmul să nu fie foarte lung. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!